să prezinți o capodoperă. Este foarte greu să prezinți un roman total, așa cum este Abaddon Exterminatorul al lui Ernesto Sabato. Am apelat la bunăvoința excelentei sale, ambasadorul Argentinei în România, domnul Claudio Perez Paladino. Am apelat la scriitorul Teo Bobe, care mi-a mărturisit de mult că îi place foarte mult Ernesto Sabato, și bineînțeles la distinsa traducătoare și profesoară, doamna Tudora Sandru Bredin, care semnează această nouă versiune completă și definitivă a romanului Abaddon Exterminator. Ernesto Sabato este unul din monștrii literaturii secolului 20. El a trăit chiar un secol. S-a născut în 1911 și a murit în 2011, cu câteva luni înainte de a împlini 100 de ani. A fost doctor în științe matematice și în fizică. A lucrat la laboratoarele Julio Curie. A fost în adolescența sa comunist, apoi când a venit în Europa, a descoperit monstruozitatea comunismului și manipularea malignă a Uniunii Sovietice, manipularea intelectualității europene și nu numai, după care s-a întors în Argentina și în 1945, scriind articole împotriva dictaturii, nu a mai avut dreptul să publice. S-a retras în munți și a început să scrie primului volum de eseistică, filozofică, literară, culturală, a apărut în 1946. Este autorul unei opere de ficțiune de trei romane. Cred că nici nu putea să scrie mai multe. Toate trei sunt romane de primă mărime ale literaturii universale. Și pe fiecare l-a scris la o distanță de 13 ani. Primul roman a fost Tunelul, primit când a apărut în revista Sur în 48, imediat după aceea a tradus instantaneu în Franța, de la Camus și Thomas Mann, apoi în Elveția, în Germania, și toți existențialiștii au spus că acesta este primul mare roman existențialist. Peste 13 ani a publicat romanul Despre eroi și morminte, roman total, dar roman care apelează prin multe dintre imaginile sale surrealiste, halucinatorii, la emotivitatea poetică din noi. După 13 ani, în 74, a apărut cel mai complex roman al lui, un roman după care orice scriitor n-ar mai fi putut să scrie literatură. Abaddon Exterminatorul. Permiteți-mi ca, pentru începutul lansării noastre, să-i dau cuvântul excelenței sale, ambasadorul Argentinei în România, domnul Claudio Perez Paladino.